Se zice că femeia ar putea readuce echilibrul în univers dacă ea ar reveni la rolul ei de femeie feminină, care face lucruri din energie feminină și nu masculină. Pentru că dacă femeia își vede de rolul ei de femeie și creează, bărbatul își va reintra automat în rol și va face lucruri. Dacă tu, ca femeie, dorești un bărbat adevărat, dar tu ești bărbatul din casă, tu faci, tu drești, tu muncești, tu aduci, tu tragi și spargi, nu o să atragi un bărbat adevărat lângă tine, pentru că n-ai cum. Adică este echilibrul energetic care trebuie să se stabilească, ca să zic așa. Înțelegeți? Adică are logică. În tot este un echilibru. Vrei un bărbat adevărat? Trebuie să fii o femeie adevărată. Vrei o femeie feminină, cum își doresc unii bărbați, atunci e nevoie să fii tu un bărbat adevărat.